tuturor. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. În ocazia acestei conferințe de presă, Primăria Onești, prin domnul primar Laurențiu Neghină și Spitalul Municipal Onești, au ținut să marcheze începerea ordinului de declanșare a ordinului de începerea lucrărilor la proiectul reparații capitale și eficientizare energetică a Spitalului Municipal Onești, un proiect de infrastructură medicală de mare anvergură, de 32 de milioane de lei. Pentru aceasta salutăm prezența alături de noi a domnului Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, a domnului Vasile Asandei, președintele Asociației de Dezvoltare Regională Nord-Est, Piatra Neamț, și a domnului Gelu Panfil, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Spitalul Municipal Onești, în calitate de solicitant eligibil și beneficiar al acestui proiect, a depus toată documentația necesară pentru obținerea finanțării. Proiectul a fost semnat, cererea de finanțare s-a semnat în septembrie 2018. A fost un proiect cu proiectare și execuție. Datorită pandemiei s-au decalat termenele. Abia în 2020, în vara anului trecut, a fost finalizată achiziția. S-a făcut proiectul tehnic și în acest moment am încărcat ordinul de începere a lucrărilor. Urmează organizarea de șantier și declanșarea propriu-zisă a acestui proiect. Spitalul nostru, construit în 1965, nu a beneficiat până acum de proiect de reabilitare, de reparații capitale. Au fost doar igienizări și reparații curente, cu excepția modernizării a trei secții medicale, care s-au făcut în perioada 2013-2018, prin finanțarea Consiliului Județean în parteneriat cu Primăria Onești. În rest, au fost doar lucrări de reparații curente. Valoarea acestui proiect este una consistentă, chiar în momentan zilele trecute este la nivelul finanțării pe același proiect al Spitalului din Oradea, care este un spital mult mai mare. Principalele lucrări care vor fi executate în cadrul proiectului va fi reabilitarea termică la pereții exterior și ferestre, reabilitarea termică și hidroizolare la terase pentru ultimul nivel, înlocuirea instalațiilor și echipamentul la centrala termică, panouri solare, panouri fotovoltaice, partea de încălzire, instalații de distribuție apă rece și apă caldă, înlocuirea corpurilor de iluminat cu LED și implementarea sistemului care monitorizează și interpretează datele pentru sistemul de detecție. Acest proiect a demarat în 2017 cu un Consiliu de Administrație. În acea perioadă, președintele Consiliului de Administrație era domnul Gelu Panfil, actual vicepreședinte în Consiliul Județean Bacău. Și astăzi reușim să vedem că toate eforturile echipei de implementare de la spital,
de la Primăria Onești, la Consiliul Județean și cu sprijinul foarte important al Agenției de Dezvoltare Nord-Est, care mi-a fost tot timpul alături în calitate de partener, putem spune că acest proiect, în condițiile în care va fi implementat, va da o altă față spitalului nostru și va crea niște condiții deosebite pentru pacienții care vor beneficia de serviciile noastre. În continuare, dau cuvântul domnului Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, care îi mulțumesc pentru prezența aici, pentru a spune câteva cuvinte despre acest proiect. Trebuie să precizez în final că Consiliul Județean participă cu o contribuție deosebit de importantă la acest proiect, o contribuție financiară de 4.200.000 din cei 26 de milioane sumă fără TVA. Domnule președinte. Vă mulțumesc frumos, domnule manager. Salut prezența domnului director general. Salut prezența domnului primar. A domnului vice, eu aș propune ca să dăm cezarului ceea ce cezarului și să luăm de la început. I-aș da cuvântul, dacă îmi permiteți, deși nu sunt anfitrion, să vorbească în primul rând domnul vicepreședinte Panfil, pentru că în 2018, septembrie 2018, dânsul era președintele Consiliului de Administrație acestui spital și pe și dânsul a pus sâmburii semințele dezvoltării acestui proiect. Ca atare, o să rog eu pe domnul vicepreședinte și ulterior, dacă permiteți, mulțumesc, mulțumesc. Da, iată că au trecut mai bine de 4 ani de când, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, așa cum au spus și colegii mei și consilier local, am inițiat acest proiect. Evident, la momentul inițierii m-am bucurat de un real sprijin, atât din partea consilierilor locali, între Consiliul Local, cât și din partea executivului oneștean, care a înțeles de la bun început importanța acestui proiect. În 2017, așa cum spunea domnul director, am gândit noi atunci trei direcții de dezvoltare a spitalului. Prima viza resursa umană, perfecționarea resurței umane din Spitalul Onești și în acest sens am aplicat pentru un proiect european de 2 milioane jumătate de euro, proiect care se află spre final, înțeleg, este cel mai avansat proiect. Este vorba de centru de excelență în resurse umane la Onești. Spitalul din Onești a devenit centru de excelență. Un al doilea palier de dezvoltare pe care l-am gândit a fost cel de dotare a ambulatorului și am aplicat tot pe fonduri europene. Dacă dă Dumnezeu, înțeleg că până la sfârșitul anului o să avem remeneul, mamograful, stația radiologică și toate dotările pe care atunci le-am gândit. Deci, deși din punctul ăsta de vedere, cred că am ales bine atunci. Cel mai semnificativ proiect, cel care astăzi a primit ordinul de începere a lucrărilor, este reabilitarea energetică a spitalului. Zic că cel mai important pentru că este cel mai generos din punct de vedere al sumelor. Este un proiect de 6 milioane, peste 6 milioane de euro, din care Consiliul Județean cofinanțează aproape 900.000 de euro. De asta ne și aflăm în această formulă astăzi, alături de colegul meu și prietenul meu, Valentin Ivancea, pentru că și căruia îi mulțumesc încă o dată că a înțeles să facă din sănătate o prioritate. De altfel, știți foarte bine că noi, la Consiliul Județean, am finanțat, finanțăm și vom finanța nu numai lucrări care țin de domeniul sănătății, ci și educație și infrastructură. Avem sediul de ambulanță, sediul ambulanței Onești, care iarăși se pare că până la sfârșitul anului va fi gata de primar, dacă lucrurile merg în grafic. Stația UPU este tot cofinanțare, este finanțare, de fapt, de la Consiliul Județean. Și că tot veni vorba de infrastructură, fac o paranteză, îmi permit să fac o paranteză, pentru că tot aud de discuții despre strada industriilor. Știți, sunt gurile rele, domne, că nu se mai face, că se bate pasul pe loc. Nu!
S-a terminat proiectarea pentru strada industriilor. Avizarea a fost trimisă către primărie. Primăria se va ocupa de avizare, după care vom da drumul la procedură. Deci nu se stă pe loc nici în ceea ce privește strada industriilor. Revin la proiectul de astăzi, pentru că de asta ne aflăm aici. Vreau în final să felicit echipa de management, alături de care am lucrat aproape 4 ani de zile la acest proiect. Mulțumesc încă o dată executivului Oneștean, care a înțeles, așa cum am spus, care a înțeles de la bun început importanța proiectului, consilierilor locali care au sprijinit acest proiect ori de câte ori a fost nevoie. Am făcut 10 de ajustări pentru că a fost un proiect, așa cum a fost, foarte greu de implementat. Urez în final, mulțumesc evident și Agenției de Dezvoltare, care tot timpul ne-a ghidat și ne-a îndrumat atunci când am avut probleme. Urez spor la treabă, până la urmă, constructorilor, că de asta ne aflăm astăzi aici. O să intre în brazdă și asigurăm de tot sprijinul nostru administrativ. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog, dumneavoastră. Da. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, domnule director, domnule vicepreședinte. Mă bucur mult că am ajuns la acest moment să dăm ordin de începere. Este un pas important în realizarea acestui proiect cu, ați văzut, o sumă considerabilă, peste 30 milioane de lei. Este un proiect important pentru municipiul Onești și pentru regiunea noastră, pentru că sănătatea și investițiile în sănătate sunt prioritare în această perioadă, ca de altfel în tot timpul. Și trebuie să remarcăm încă o dată că, iată, banii europeni, programul operațional regional, contribuie semnificativ la rezolvarea problemelor noastre cele mai stringente. Refacerea spitalului, care, după cum ați auzit, n-a avut parte de o asemenea lucrare de niciodată de când a fost construit, și doar parțial, este un proiect semnificativ. După cum știți, perioada de programare curentă se va încheia la 31 decembrie 2023. Prin urmare, constructorul, sper că este prezent sau are un reprezentant. A fost ieri, nu am mai putut astăzi, am venit, dar oricum și-au luat angajamentul că au toate contractele făcute cu antreprenorii care vor lucra și cu toate specialitățile și se vor încadra în termen. Perfect. E foarte important să se încadreze în termen. Evident, trebuie să facă lucrarea de calitate. Sunt convins că supervizorul, nu știu, diriginte de șantier, toată lumea își va face treaba, desigur, sub supravegherea dumneavoastră în calitate de beneficiari. Veți avea, vă asigur, tot timpul asistența și sprijinul colegilor noștri de la Agenția pentru Dezvoltare Regională, în așa fel încât să ajungem la finalul efectiv al proiectului, să vedem lucrarea executată. Mai sunt câteva lucruri la care o să vă rog să fiți atenți. Sigur că dumneavoastră, cât v-ați spus această problemă, să lucrați împreună cu ISU, să aveți grijă, pentru că la final, având în vedere lucrarea de această anvergură, va fi nevoie să obțineți aviz de la ISU și e bine să lucrați pe parcurs și de la alte spitale din regiune, că s-a discutat inclusiv pe parcurs cum anume se procedează cu pacienți în spital, nu, cum se eliberează spațiul de lucru, deci astea sunt lucruri oarecum de detaliu, dar sunt importante. E important să nu avem amânări, întârzieri, tocmai din cauza acestui termen final de 31 decembrie 2023. De asemenea, mă bucur să văd o colaborare bună între autoritățile locale, Consiliul Județean și Spitalul, cu cofinanțarea care nu puteați probabil asigura dumneavoastră decât cu sprijinul Consiliului Județean și este minunat acest lucru. Vorbeam cu domnul președinte un pic înainte de începerea acestei întâlniri că este esențial să planificăm bine lucrurile, să le programăm corect, să corelăm diversele surse de finanțare în așa, și să ne prioritizăm nevoile în așa fel încât să avem impact. Cuvântul de ordine pentru perioada actuală și următoare în Uniunea Europeană este impact.
toate investițiile trebuie să producă un plus în starea de bine, în sănătatea noastră, în educația noastră și așa mai departe. Deci, cred că suntem într-o perioadă foarte importantă a evoluției noastre. Actualele programe sunt în plină implementare și beneficiază de, iată, sume consistente. Pregătim și viitorul exercițiu financiar. Profit de ocazie să vă spun că agenția noastră este într-un proces foarte intens de negociere cu Comisia Europeană pentru exercițiul 2021-2027. Vom avea un program operațional regional nord-est de această dată. Autoritatea de management va fi la noi, la agenție. Deci noi negociem direct cu Comisia Europeană și împreună cu administrația locală, cu mediul privat, cu mediul academic, sperăm să avem un program și mai simplu, mai suplu și de mai mare succes. Eu trebuie să vă mărturisesc că am și oarece interese familiale aici în Onești. Chiar am o cumnată care lucrează la spitalul dumneavoastră. Familia soției mele este de aici, așa că cunosc multe lucruri și în calitate de simplu cetățean. Înseamnă că e primordial. Familia soției s-a terminat. De-aia am și spus. Am venit să semnăm oriunde începe, să mă asigur că trebuie să fie în regulă. Sunt convins că veți face o treabă de calitate și abia aștept să vedem lucrarea la final. Vă felicit de asemenea pentru proiectul de care a amintit domnul vicepreședinte legat de resursa umană. Până la urmă, cea mai importantă investiție este investiția în oameni. Cu oameni bine pregătiți, cu oameni dedicați, profesioniști, putem face orice. Fără ei, nu facem nimic, chiar dacă avem bani. Succes! Salut prezența la domnului președinte ADR. Un, pot spune de acum că s-a legat o prietenie, întrucât avem un, cu adevărat în dânsul, un partener și un susținător în atragerea și implementarea proiectelor la nivel local. De asemenea, salut prezența domnului președinte Valentin Ivancea și a domnului vicepreședinte Gelu Panfil. De asemenea, adevărați parteneri, cadrele medicale și presa și, de ce nu, mulți oneșteni știu că a existat o bună colaborare și în mandatul trecut între Primăria Onești și Consiliul Județean. Am implementat cu ajutorul Consiliului Județean la momentul, bine, a fost demarat în perioada în care eu am fost primar și a fost finalizate proiectele ulterior, dar două proiecte foarte importante, cu o finanțare importantă din partea Consiliului Județean, pentru care vreau să mulțumesc Consiliului Județean și mai mult să-i mulțumesc domnului Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean, de la acea vreme, când a înțeles cât de important este acest spital pentru Valea Trotușului. Au trecut 10 luni de când am preluat mandatul. Nu este momentul să fac un bilanț, dar eu spun că lucrurile s-au legat bine, atât s-au făcut multe lucruri frumoase la Onești, atât din fonduri locale, cât și proiecte, au fost demarate proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană. Dar înainte de a aborda problema asta, profit de prezența presei și prezența unor factori politici, deci decidenți la nivel local și care au cu siguranță un cuvânt și la nivel național. Abordez o problemă dureroasă pentru Onești, dar nu este doar a Oneștiului, este a întregii țări. Actualul guvern a încurcat rău problemele finanțării transportului elevilor. Și fac apel către domnul președinte și domnul vicepreședinte, poate și pe linia PSD, să tragă niște sfori, să deblocăm această situație. Noi suntem în situația că luni copiii nu pot fi transportați. Lucru care nu se întâmplă, încă o dată repede, nu se întâmplă doar la Onești, ci la nivelul întregii țări. Am luat legătura cu toți pe care i-am cunoscut în guvern, de la toate partidele. Toți spun că da, problema este pe masa guvernului, o analizează și încearcă să-i dea de cap. Dar văd că sunt mult mai importante alegerile, luptele politice, decât
dreptul la educația copiilor. Îmi cer scuze că am abordat problema asta, dar e o problemă care pe mine mă doare foarte tare la... Și nu știu cum să o soluționez. Avem banii să plătim transportul, dar nu avem cadrul legal să-l plătim. Nu aveți normele de aplicare. E normele de aplicare. Au încercat ei să-l dreagă, l-au încurcat și mai rău. Așa este, corect. Bună guvernare, da. 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 Legat de proiect, ce să spun? Este foarte bine că se întâmplă. Era necesar pentru spital. Încă o dată mulțumesc agenției, mulțumesc Consiliul Județean, mulțumesc conducerii spitalului și de asemenea tuturor cadrelor medicale și personalului auxiliar care se va implica și le urez succes. Salut prezența domnului director general. Mă bucur că într-un timp relativ scurt ne revedem pentru o acțiune de același fel, așa cum a fost la Târgu Ocna, începerea unor lucrări din fonduri europene. Tot cu domnul director general am declanșat acest lucru. Mă bucur că la Onești facem exact același lucru, declanșăm lucrări pe fonduri europene, ceea ce înseamnă că e o mare diferență între a propune ceva și a face efectiv. Noi ceea ce facem azi aici, facem efectiv și facem în folosul tuturor cetățenilor din această zonă și zonă limitrofă. Nu vreau să repet ceea ce au zis antevorbitorii mei, dar vreau să trag anumite concluzii, pe de-o parte, pe de altă parte, am să trag și eu un semnal de alarmă ca domnul primar, pentru că și unul și ceilalți, fiecare are câte o durere și, într-adevăr, și noi avem o durere. Și o să spun la finalul conferinței de presă. Ce vreau să vă spun că județul Bacău, mulțumită și conducerilor anterioare, așa cum bine a menționat domnul primar, se află pe locul 2 la absorbțiile fondurilor europene, pe locul 5 în țară. Nu-i un lucru de aici de acolo, domnul director general poate să confirme și este, este ceea ce s-a constatat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Într-o statistică nepolitică, ci pur și simplu statistică. Am spus-o și la Târgu Ocna, o spun și aici, chiar dacă mă repet, cred că cheia dezvoltării și cheia performanței în administrația publică înseamnă atragerea de fonduri europene. Atunci când nu găsești soluții de finanțare, atunci când guvernul nu poate să aloce sau nu alocă anumite fonduri pentru dezvoltarea atât a sănătății, cât și a infrastructurii rutiere, cât și a infrastructurii educaționale, în mod evident, soluția o reprezintă fondurile europene. Aici, așa cum bine spunea domnul director general, cred că trebuie să existe o programare, o planificare, o prioritizare a investițiilor în județ, în localități, în OAT-uri, la fel ca și la această entitate, la spital. Și în funcție de acea prioritate și cât de bine este fundamentată, cât de bine reușim sau se reușește să fie explicată, așa se pot obține și fonduri. Cred că parteneriatul cu ADR Nord-Est se vede și astea sunt rezultate concrete. Pe de altă parte, așa cum am spus și la preluarea mandatului, tot a adus aminte de domnul primar, acum că acum 10 luni și unii și ceilalți ne preluam mandatul dânsul ca primar, eu ca președintele Consiliului Județean, un alt aspect extrem de important pentru dezvoltarea
nu numai a unităților administrative teritoriale, să vorbesc într-un cadru general, le reprezintă parteneriatele între acestea. Și știu atunci, la investirea domnului primar, că am promis un lucru. Am promis că voi fi un partener, Consiliul Județean va fi un partener și nu vom ține cont din ce zonă politică venim. Cred că lucrul ăsta se materializează, s-a văzut și în trecut, atunci când am avut investiția de la ambulanță și am continuat finanțările începute sau angajamentele asumate. Se vede și astăzi o sumă extrem de importantă, 900.000 de euro finanțare pentru spital. E o sumă consistentă la nivelul județului. Acest lucru îl fac nu doar aici, îl fac și la Moinești și la Bucuș. Să nu întâlnesc strada industriilor care este de... cireașa de pe tot. Îmi permiteți, domnul vice, să termin ce am vorbit și vă spun și cu strada industriilor. Referitor la parteneriat, că domnul vicepreședinte m-a intuit ce vreau să, unde vreau să ajung, dar fiind avocat, o trebuie să preia. Un lucru cert îl reflectă și strada industriilor. Cum poate și alte asocieri care poate vor veni în parcursul, pe parcursul mandatului nostru. În mod, de altfel, diferența, mie îmi place să vorbesc atunci când se întâmplă lucruri și nu doar când anunțăm lucruri. O să vedem la momentul potrivit, când o să venim la fața locului și să declanșăm lucrările în aceeași manieră ca și aici. Ați văzut că o altă abordare pe care am avut-o în mandatul de președinte nu este doar să anunț anumite colaborări, ci în primul rând să anunț începerea unor anumite lucrări. Referitor la calitatea lucrărilor, referitor la ceea ce urmează să fie făcut, să fie de calitate, să fie în termen, vă promit că specialiștii din Consiliul Județean, cât și eu ca președinte, voi fi prezent, așa cum v-am obișnuit, cred, de acum, pe fiecare șantier. Tocmai pentru a mă asigura că lucrurile decurg normal sau dacă apar anumite probleme, să le putem depăși fără nicio barieră administrativă, birocratică. Știți foarte bine ce se întâmplă. Și noi ne bucurăm în acest sens și de sprijinul Agenției Nordest, care are un singur interes. Implementarea a cât ori mai multe proiecte europene, aducerea de fonduri europene în județul Bacău, în Moldova, exact pentru ce s-a creat agenția. Vorbeam cu dânsul, cu domnul director general mai devreme, tot ne corelam așa ca și o proiecție pe viitor. Și într-adevăr, dacă se va întâmpla în urma negocierii Comisia Europeană, cadere Nord-Est, să vină cu o procedură cât mai flexibilă și cât mai apropiată de atragere de fonduri europene, să știți că se vor cunoaște rezultate imediate. Există o cursă contra cronometru pe care o parte dintre, să zic așa, actualii decidenți nu se sesizează. Preferă doar ieșirile publice pe Facebook, fără consistență, dar nu se sesizează că cel mai important lucru este să faci și după aia să vorbești și nu invers. Cred că un exemplu elocvent în a implementa lucruri se întâmplă astăzi la Spitalul Onești. Îmi doresc cu tot din adinsul să se respecte termenul, ca noi să ne încadrăm în termenul de 2023. Pe de altă parte, le doresc de asemenea să își programeze și alte investiții pe exercițiul financiar ce va urma din 2022, îl asigur pe domnul primar aici de față de o colaborare și o corectă, loială și în, fără alte emisiuni care ar putea să aducă, să zic așa, vreo virusare
relații administrative dintre noi, a relații interinstituționale. Și de asemenea, și eu ca domnul primar, și noi avem o durere. Dânsul s-a referit la transportul și are perfectă dreptate, cunosc acest subiect. Transportul elevilor, inițial a fost dat în grija Consiliului Județean pentru finanțare, ulterior, când s-a văzut că nu se poate pentru că nu existau norme, s-a dat către OAT-ul direct, dar având aceeași problemă pe care o avem și noi. Lipsa normelor de aplicare. Pe de altă parte, nu suntem acum la guvernare sub nicio formă, indiferent de ce putem face. Pentru că altfel, dacă am fi fost, n-am fi avut această problemă legată de asistența socială. Toți suntem într-o... Deci aceeași problemă avem și noi cu finanțarea de GSPC-urilor. Asistența socială a fost lăsată deoparte și lasă seama consiliilor județene și nu finanțează nimic alegeri. Aceeași problemă există. Vă asigur că și din punctul ăsta de vedere, ceea ce a spus dumneavoastră, și din punct de vedere al DGSPC-ului, dacă ne unim forțele, poate reușim să sensibilizăm actualul guvern, care poate reușește să iasă din marasmul în care se află, și să treacă oarecum la treaba pentru care a fost desemnat. Adică, efectiv, să administreze țara. Și mai puțin să administreze politica. Cred că ca și Consiliul Județean, ca și președintele Consiliului Județean, atât colegii mei nu sunt orientați decât pentru a face politica administrativă la nivelul județului și a ridicat și problemele pe care domnul primar azi le-a semnalizat. Și eu sper ca într-un timp, poate mult mai scurt, ca aceste lucruri să se audă acolo unde trebuie și să capete o rezolvare. Pentru că orice ban pe care nu-l ducem către investiții, nu se va revedea în creșterea calității vieții cetățeanului pentru care noi am fost desemnați să fim reprezentanți acestora, să le reprezentăm interes. Vreau să mulțumesc, nu în ultimul rând, și doamnei fost director Secară, actual președinte al Consiliului de Administrație a Spitalului Județean, care știu că și dânsa a pus umărul la materializarea acestui proiect. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări... În ciuda investițiilor consistente registrate în ultimii 8 ani, Comănești, Moinești, Ionești și Bacău, în urmă cu 2 ore, primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, a făcut o postare publică prin care acuză Consiliul Județean de tergiversare a finanțării lucrărilor la etajele 4 și 5 ale Spitalului Municipal Bacău. Domnule președinte, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de acuzațiile pe care primarul municipiului Bacău le aduce? Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, îi urez la mulți ani domnului primar Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Știu că azi este ziua dânsului de naștere. În al doilea rând, eu am înțeles că n-a vorbit cu președintele Consiliului Județean, ci a vorbit cu cetățeanul Ivan Cea, că așa m-a denumit, Ivan Cea. Este numele meu, nu e nicio problemă, n-am nicio problemă. Trei, i-am explicat noi când am fost la ședința care a dânsul afirmă că a fost neinvitat. La ședința care a zis că am fost neinvitat, privea Spitalul Municipal, i-am semnalizat și scris și atunci, în timpul ședinței, de asta am venit să-i anunț, că nu pot supune aprobării plenului județean, o actualizare de deviz a unor lucrări finalizate de anul trecut.
aș încălca legea. Acum, dânsul, dacă se duce într-o zonă politică, este exact problema dânsului. Noi astăzi, aici, arătăm că facem, dânsul scrie pe Facebook. Nu vreau să intru într-o controversă sterilă și pentru cetățean, și pentru, să zic, cei care sunt implicați. Am uitat să spun un lucru extrem de esențial. De un an de zile, sau de când am preluat mandatul, mi-am manifestat nu numai intenția, ci am transmis 2 sau 3 adrese către primărie să avem o colaborare, un parteneriat, așa cum am făcut și cu primăria Onești, pentru finalizarea spitalului. Lucrul la care dânsul nu a răspuns. Nu a răspuns. Nu a răspuns nici de, că vrea să facă să continue parteneriatul care este dat prin hotărârea Consiliului Local și hotărârea Consiliului Județean. Nu a răspuns decât prin acest deviz, un deviz actualizat, care depășește cu mult valoarea care a fost inițială. Noi am avut un contract de parteneriat în 2020. L-am achitat la zi. Am achitat indicatorii tehnico-economici. Ulterior, dacă dânsul a actualizat în 2021 ceea ce era de făcut în 2020, nu mai reprezintă problema Consiliului Județean. Încercând să se paseze aceste probleme de responsabilitate și să atragă Consiliul Județean într-o asemenea dispută, este pe lângă faptul că sterilă, dar și neproductivă. Dacă domnul primar solicită mâine să finalizăm Spitalul Municipal Bacău, voi răspunde prezent și voi supune colegilor din Consiliul Județean finalizarea spitalului. Nu actualizarea unor lucrări finalizate în 2020, acum un an de zile. Nu intru în amănunte tehnice, legislative sau de legalitate, că nu este treaba mea. Dânsul are este ordonator de credite, știe ce să-și asume, ce nu. La fel și eu. Nu poate să arunce o neactualizare, un deviz. Apropo, știți că acolo, la etajele 4 și 5, dânsul a fost autoritate contractantă. A contractat, a verificat lucrări, a făcut recepție parțială, a venit Curtea de Conturi, a constatat că sunt devizele umflate și le-a cerut să plătească diferența. Cum să vină Consiliul Județean acum să financeze o zonă care constată un organ de specialitate? Nu eu. Nu eu, președintele Consiliului Județean. Cum să o duc într-o zonă politică? Așa cum am arătat peste tot, atât la Bucuș, cât la Onești, cât la Moinești. Ceea ce ține de infrastructura medicală și nu numai, de infrastructura județului, suntem parteneri. Cofinanțăm. De fiecare dată am stabilit de comun acord cofinanțarea în funcție de necesitățile UAT-ului, că așa este. Nu pot să ajut altfel. Sumele alocate sunt mici de la buget ca să repartizez 1, 2, 3 miliarde vechi și să zic că am ajutat localitatea. Acolo nu a ajuns localitatea. Localitatea a ajuns prin parteneriate de genul ăsta, prin asocieri, în care noi venim, la spital am venit cu 95%, da? Și 5% e contribuția primăriei, dacă nu știu, nu? Asta înseamnă colaborare. Nu ținem cont de politică, de zona din care provenim, să vedem care este, cine are concursul mai mare. Dacă terminăm împreună finish-ul, e foarte bine. Eu sunt mulțumit dacă se termină Spitalul Onești în termenul stabilit. Sunt foarte, extrem de mulțumit și extrem de colaborator și de un partener, așa cum am spus de la început, transparent și onest, să finalizăm Spitalul Municipal Bacău. Dar cum putem să finanțez o actualizare de deviz care este contestată chiar și de Curtea de Conturi la un moment dat? Poate sunt lucrări executate în teren. Dacă era așa,
Din punct de vedere legal, ar fi trebuit să se închidă la 31 decembrie 2020, pe principiul anualității. Dar cred că aici trebuie să mai învețe domnul primar management financiar bugetar. Pentru că eu nu vreau să propun colegilor mei lucruri care au un aspect, văd, oarecum nelegal, ca să nu zic ilegal. Nelegal, pentru că nu aș vrea să intru într-o spirală a încălcărilor de principii bugetare. Asta-i... Eu nu o să răspund cu aceeași monedă, sub nicio formă, că nu... Cel mai bun lucru este faptul că astăzi, la Onești, se face treaba. Se atrag fonduri europene, județul Bacău este pe locul 2 la atragerele fondurilor europene, pe regiunea Moldova. Celelalte discuții sau celelalte postări pe Facebook sunt doar răbufniri de orgoliu care nu folosește nimeni. Eu doar am semnalizat un aspect. Trebuia să se întâmple treaba asta, nu peste un an de zile, actualizarea devizului trebuia să o facă până în 31 decembrie 2020. Mai mult decât atât, am fost lăsat cu mâna întinsă într-o situație critică pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău. Aveam două circuite COVID, non-COVID, care trebuiau asigurate și lucrări sub presiune. Așa au lucrat colegii din Spitalul Județean la UPU. Cu presiune, pentru că n-au avut spațiu. Și am solicitat spațiu să-l facem noi. Și să relocăm UPU la Spitalul Municipal Bacău. Care, de fapt, nici nu este Spitalul Municipal, este o clădire cu destinație medicală. Pentru că nu mai are personalitate juridică, a fost desființată în 2020. La ședința la care n-am fost invitat, așa cum spune domnul primar, s-a discutat schimbarea temei de proiectare. Păi cum adică schimb tema de proiectare când noi avem o asociere? Avem o temă de proiectare făcută pe baza unui studiu a școlii de management sanitar. Nu este făcută din birou. Nu este făcută de cineva care nu se pricepe în domeniu. Mergem să facem un centru de excelență medicală la Bacău prin comasarea clădirilor și prin relocarea unor secții. Nu văd de ce s-ar opune, să zicem, Consiliul Local sau Consiliul sau Primarul Municipiului Bacău la crearea unui centru de excelență și a ieși un pic din șablonul Spitalul Municipal este pentru cei din Bacău, Spitalul Județean este pentru cei din județ. Nu există așa ceva. Bolnavi suntem cu toții în județ. Trebuie să avem un complex de excelență în medicină pentru județul Bacău. Și rămân consecvent cu acele solicitări de a finaliza Spitalul Municipal și de a participa prin finanțare într-o proporție rezonabilă pentru finalizarea spitalului. Adică etajele 3, 2, 1, parter și subsol. Ăsta este răspunsul la întrebarea noastră, dacă... Vă mulțumesc și aș mai avea o întrebare pentru domnul primar Nechina. Ați vorbit despre ceea ce se întâmplă acum cu transportul elevilor. Guvernul, pe lângă faptul că prin ordonanța de urgență a modificat această lege a finanțării transportului pentru elevi, îi transformă pe cei mici în contabili. Adică acum, dacă s-ar aloca fonduri, s-ar publica modul de punere în aplicare a legii, că un copil de clasa întâi a doua trebuie să își păstreze biletul, să facă contabilitatea și să depună documentele pentru decont. Este clar că România până pe 25 septembrie este paralizată. Avem alegeri interne într-un partid politic. Dumneavoastră, în calitate de primar, vă gândiți la un alt mecanism, o modalitate prin care să veniți în sprijinul elevilor pentru a nu fi puși în situația de a nu se prezenta efectiv la școală. Probabil că navetiștii și cei din familie fără posibilități nu vor avea cum să se deplaseze spre școală.
Da, nu e vorba de navetiști, e vorba de cartierele marginașe ale Oneștiului. V-am spus, căutăm tot felul de soluții, am apelat la toți parlamentarii pe care îi cunosc să urgenteze această măsură. Eu am încredere, încerc să mai port discuții, încă încercăm să putem discuții cu transformatorul, să îi mai ia fără a le încasa în continuare, cu gândul că poate își revince. Eu nu vreau să intru în niciun fel de polemică, să acuz pe cineva, vreau să cred că e o simplă eroare de a guvernanților și că o vor clarifica în cel mai scurt timp. Că semnalele sunt trase din toate direcțiile. Am fost la întâlnirea primarilor de municipii, la care aceeași problemă a ridicat-o primarul Emil Boc. Domnul Câțu, prezent la acea întâlnire, și-a notat-o, nu doar domnul Boc, ci primar din toată țara au ridicat problema respectivă. La Cluj venise deja Curtea de Conturi și le imputase sumele care le plătise. Cred că și dăduse în judecată guvernul, că asta era metoda de a recupera, sau în momentul în care vine Curtea de Conturi, trebuie să dai judecată guvernul, că altă soluție nu este. Noi avem un contract, o licitație făcută la nivel local, în care primăria își asumă plata transportului și și-au și făcut plata transportului până la un moment dat, până când a venit această ordonanță care a încurcat rău treburile. Directorul economic nu are curaj să-și asume aceste plăți. Încă căutăm soluții, v-am spus, încă discutăm și acum plec de aici, plec la primărie, din nou să am o întâlnire cu secretarul, directorul direcției juridice și directorul economic, să vedem dacă găsim vreo formulă, vreo să ne agățăm de ceva, să putem face plata către transportator, ca să nu ne trezim luni că nu vor fi luați copiii. Nu știu, eu tot cred că vom găsi ceva, o variantă. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări? Nu mai? Dacă nu. Dacă nu, mulțumim. Noi vă mulțumim pentru participare și urez succes. Urez succes, domnule manager. Urez succes și constructorului și mulțumesc domnului director Gean, care eu sper să-l am tot timpul în dreapta. La mai multe, la cât mai multe investiții. Mulțumim frumos. Mulțumim.